distinse oficialități religioase și de stat. Onorat auditoriu. Am auzit astăzi că se împlinesc 30 de ani de când acest program de rugăciune a intrat în preocuparea cel mai înalt forum de stat. Și nu știu care au fost efectele în timp ale acestui program de rugăciune. Cu siguranță au fost pozitive. Dar ceea ce pe noi ne interesează astăzi este următorul lucru. Ce efect are acum și ce efect va avea pentru viitor acest program de rugăciune în Parlamentul României? Eu am venit la dumneavoastră din Cluj cu o altă temă decât cea pe care am să o dezvolt acum. Mi-am schimbat-o complet când am auzit câți ani se împlinesc de când a intrat acest program de rugăciune în preocupările oamenilor de stat care scriu istoria popoarelor. De aceea am să mă opresc asupra. Rugăciunii, nu dându-i definiție, nu vorbind despre ea în termeni teologici și făcând aici o filozofie a rugăciunii, ci mă voi opri la ceea ce naște rugăciunea. Și acest lucru ne preocupă pe toți. Absolut pe toți. Dar până acolo, pentru că aici s-a rostit cuvântul lui Dumnezeu și cu mesaj. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să dau preocupare cuvântului său. Să dau întâietate în preocupările pe care le am cuvântului său, vestirii și rostirii lui. De ce? Ce este cuvântul lui Dumnezeu? Și ce face el ce poate să facă El pentru mine, pentru tine, pentru urmașii noștri, pentru un neam, pentru o țară, pentru un popor. Acest lucru trebuie să ne preocupe. Moise, am să fac referire doar la un text din Vechiul Testament. Și fiți cu luarea minte la ceea ce se întâmplă în episodul respectiv. Moise primește legea de la Dumnezeu. Știm cu toții. Și a pus-o într-o carte. Și a vorbit poporului despre ea. Poporul a fost uimit când Moise nu mai vine din muntele cel sfânt. Și Moise și-a dat seama că poporul nu înțelege ce a primit el de la Dumnezeu. Repet, este vorba de puterea Cuvântului lui Dumnezeu, care nu pentru Moise era atunci important, cât pentru popor. Cuvântul lui Dumnezeu este important pentru noi, pentru dumneavoastră care scrieți, o să accentuez acest lucru, istoria acestui popor. Dar în special pentru poporul acesta și pământul acesta pe care ne-am născut. Și se spune poporului ce a primit el de la Dumnezeu. Nu niște cuvinte, n-a primit de la Dumnezeu o filozofie, ce au zis ce spune el poporului că a primit de la Dumnezeu și cei cuvântul lui Dumnezeu. Vă citesc din cartea Deuteronomului, capitolul 31. Și un verset din capitolul 32. Auziți! Versetul 46. Puneți în inima voastră toate cuvintele pe care vi le-am spus eu astăzi vouă. Interesant, nu în minte, nu în reflexie, nu în cugetare să pune ei cuvântul lui Dumnezeu, ci în inimă. Inima mișcă. Cu inima se scriu faptele mari. Și zice mai departe Moise, acum e important. Și le lăsați în moștenire copiilor voștri, ca să se silească și ei a împlini toate poruncele acestei legi. De ce? Pentru că acest cuvânt este viața voastră și prin el veți trăi multă vreme în pământul acesta. Deci, cuvântul lui Dumnezeu este viața voastră, este viața noastră, este viața acestui popor de care suntem responsabili toți, de pe poziția pe care temporar, sigur, ne găsim. Încercați, stimați oameni de stat, că cei religioși știu misiunea care o au. Încercați să lăsați prin lucrarea dumneavoastră și o altă moștenire acestui pământ, viitorului nostru, viitorului dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră scrieți o pagină de istorie pentru acest neam, nu acum, pentru prezent. Nu numai pentru prezent, ci și pentru viitor. Este important să știm toți ce moștenire să lăsăm urmașilor noștri și moștenirea cea mai importantă în care ei să se refugieze și din care să crească. Nu numai să se refugieze, din care să crească și apoi mai departe să scrie ei istoria pământului în care s-au născut. Este zic, Cuvântul lui Dumnezeu, care este putere, energie, care dă sens istoriei și vieții. Acest lucru legat de Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, ce naște rugăciunea? Pentru că acest program sunt convins că nu este întâmplător. Și ar trebui să nu fie doar într-un cadru, să spunem, de ordine, de program într-o instituție de stat. Și dacă după un program ca acesta, noi mergem cum am venit, ne întoarcem cum am venit acasă. La birourile noastre, în sala de curs, în bisericile noastre. Zic, cum am venit, n-am făcut mare lucru. Atunci, este un program pe care l-am bifat undeva într-o ordine. Nu. Trebuie să mergem cu un mesaj și total schimbați. Ce naște rugăciunea? Dragii mei, am să fac referire tot la un episod din Vechiul Testament. Este partea ultima cuvântului meu. Și acest episod din Vechiul Testament se referă la un proroc judecător care a făcut ceva. Este vorba de un om din muntele Efraim, Elcana, care avea două soții, pe una o chema Penina și pe alta Ana. Penina avea copii, Ana nu. Și suferea mult Ana. Și el cana soțul ei, o iubea pe ea mai mult, pentru că o vedea că suferă, crezând că este lepădată de Dumnezeu. Și mai o mai ocăra și Penina. Și se duc în pelerinaj la Shiloh. Locul de pelerinaj al timpului de atunci în Israel. Și acolo se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva cu Ana. Și cu ea se întâmplă ceva cu întregul popor ales. Deci, nu cu un om se întâmplă ceva în rugăciune, ci cu istoria unui popor. Știți de ce am spus acest lucru? pentru că s-ar putea în tot ceea ce noi am făcut și facem azi aici să scriem ceva pentru istoria acestui popor sau să ne hotărâm să scriem altfel istoria acestui popor. Ana se duce să se roage acolo, la locul de rugăciune în Shiloh, la templu și auziți ce face ea. Cum se roagă ea? Și pe toți ne uimește. Și pe marele preot Eli, și pe noi astăzi. Acest mod de rugăciune. Vă citesc din Cartea întâi a Regilor, capitolul 1. Un model de rugăciune care, așa cum am spus, a născut din ea ceva care a scris o parte din istoria unui popor în lume. i au zis ce spune cartea întâi a recilor. Ana vorbea în inima ei. Buzele ei numai se mișcau, dar glasul nu îi se auzea. Eli a crezut preotul că e beată și a zis, până când vei fi beată? Cum ai venit, beată, înaintea Domnului? Și Ana răspunde, plină de durere. Așa. Nu sunt o femeie beată. Sunt o femeie cu inimă întristată. Și au zis ce rugăciunea. Și îmi revărs sufletul înaintea Domnului. Să nu socotiți pe, feme pe roaba ta, o femeie netrebrnică. Căci din durerea mea cea mare și din întristarea mea vorbesc acum. Din durerea mea cea mare. Vorbesc acum. Era rugăciunea inimii și a, minței, a minții lui Ana. Și ce face Domnul Dumnezeu? Îi ascultă rugăciunea. Și dăruiește un copil pe Samuel. Și el l-a promis Domnului. Onorate oficialități de stat, încerca să reflectați la acest episod al rugăciunii. Pentru că din rugăciune, iată, s-a născut Samuel care a devenit. Judecătorul poporului și care a premers istoria regalității în Israel. Și a scris-o frumos Samuel. Și de istoria pe care Samuel a scris-o în fața poporului, au fost mândri urmașii lui. Și cei prezenți care l-au slujit, și cei care au venit după el. Așadar, o pagină de istorie. În viața unui popor și a unui pământ, care a rămas mai departe o mândrie pentru urmași. Dragii mei, toți suntem în funcții temporar. Nu suntem veșnici. Important este ce scriem noi în aceste funcții. Ce pagină de istorie scriem noi pentru urmașii noștri? Iar cea mai frumoasă pagină pentru urmașii noștri se naște din puterea rugăciunii, din puterea cuvântului lui Dumnezeu, din puterea slujirii lui Dumnezeu. Iată ce faceți dumneavoastră, poate conștientizând mai mult sau mai puțin în acest program de rugăciune din Parlamentul României. Închei de multele lucruri pe care am vrut să le spun aducând o idee, totuși. Și anume reprezentați poporul. Reprezentați istoria lui. Reprezentați durerile acestui popor într-o lume în care deloc nu se mai trăiește comod. Într-o lume care încearcă să răstoarne valorile. Nu știu de ce. Nu știu cum poate să meargă căruța istoriei, cum se spune, cu roțile în sus. Eu nu știu cum. Și nu înțeleg de ce mai mari lumii cred că poate fi dusă, dus carul istoriei cu roțile în sus. Vom vedea dar avem ceva de făcut pentru a nu lăsa să se răstoarne total lumea valorilor în care trăim și pentru care suntem responsabili. Nu vă lăsați robiți de nimic. Nu lăsați să intre în preocupările dumneavoastră, în misiunea pe care o aveți, o robie din afară. Din interior și din afară. Fiți demni și faceți față cu demnitate, cu curaj, cu responsabilitate valorilor din toate părțile care vin să ne acopere oarecum istoria, să ne acopere tradiția, să ne acopere crezul, răsturnând valorile. Încercați să fiți un parlament în Europa, nerobi de nimeni. Nu este ușor. Știu asta. Știu ce mi-ați putea răspunde. Nu este deloc ușor. Dar uitați-vă cum o fac alții, nu departe de noi. Nu dau numele. Cum alții pot? Ei, haideți să încercăm acest lucru. Și nu veți reuși, și nu vom reuși toți, toți, decât dacă vom apela la ajutorul de sus și vom așeza viața noastră, instituția noastră, pământul acesta și istoria lui pe această forță care este Cuvântul lui Dumnezeu. Isus o spune asta. Vă citesc și închei o dispută pe care o are Iisus cu evreii, care nu prea credeau în el. Și Iisus le spune, fiți cu luarea minte, lucrul acesta este consemnat doar de evanghelistul Ioan, în capitolul 8 al Evangheliei sale. Eu am să vă citesc două, trei versete numai din acest dialog al lui Isus, dur, dramatic și provocator în același timp. Dacă veți rămâne în cuvântul meu, versetul 31, sunteți cu adevărat ucenicii mei, adică următorii mei, cei care mă urmați. Și veți cunoaște atunci, auziți, adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Contrariați. Și răspund. Cum liber? Noi suntem semânța lui Avram, noi niciodată n-am fost rom nimănui. Ei erau sub stăpânire romană, sub robie romană. Și atunci cum înțelegem reacția lor? Au fost sub robie dar nu sub robii pe care le-au acceptat, ci sub robii pedag ale pedagogiei divine, duși, țiliți, nu acceptând o robie a cuiva. Nu e timpul să facem istorie acum. De aceea au spus ei, cum spui tu că sunt, noi suntem liberi? Noi nu suntem sub nicio robie, deși, repet, erau o romană. Și atunci le explică Isus, auziți robia. Isus le-a răspuns, eu vă spun adevărul. Oricine se păcatul, este rob păcatului. Și robul nu rămâne niciodată în casă. Fiul vă va libera și vă va face cu adevărat liber. Și întreabă Isus: Știți de ce vreți voi să mă omoriți? Adică, de ce nu-l acceptau pe Isus? Și auziți de ce. Pentru că cuvântul meu nu încape în voi. Și în versetul 43 spune: Nu puteți să auziți cuvântul meu. Încercați să lăsați să se audă cuvântul în lume, în istorie și în Europa. Încerca să-l faceți să se audă. Și încercați să fiți liberi, fără robie, în slujirea și misiunea pe care o aveți pentru acest popor. Închei cu cuvintele Sfântului Pavel pentru a vedea ce avem toți de făcut pentru a fi un model pentru lume, pentru popor. Și aș dori mult Parlamentul României, Guvernul României, să fie un model. Mi-aș dori mult pentru popor, pentru urmașii acestui popor și pentru Europa toată și pentru lumea toată. Și avem atât de puțin de făcut. Sau aveți atât de puțin de făcut. Iată ce. Vă citesc din epistola a doua către Corinteni a Apostol Pavel, trimise creștinilor de pe continentul nostru, capitolul 6, trei versete. Nu vă înjugați la juc străin. Am spus ce înseamnă asta. Nu lăsați un juc străin să vă fie pus pe umeri. De ce? Pentru că ce părtășie are dreptatea cu fără de legea? Are vreo părtășie? Sau ce împărtășire are lumina cu întunericul? Lumina e lumină, întunericul e întuneric. Și auziți ce frumos spune mai departe. Sau ce învoire este între Hristos și diavol? Și spune o Pavel așa. De aceea, o concluzie. Ieșiți din mijlocul lor și vă separați, zice Domnul. Avem acolo un verb aforizo în limba greacă. Separați. Nu înseamnă să ieșim acum din lume, să ne separăm, să formăm un grup aparte și să spunem, ia uitați-vă, spune lumii, ce grup special suntem noi. Ia uitați-vă la noi. Uitați-vă cum îl slujim pe Dumnezeu, cum îl predicăm și așa mai departe. Nu. Dar ce înseamnă acest osebiți-vă? Adică ieșiți din lume și vă separați. Prin identitatea creștină, prin identitatea morală, prin identitatea de caracter, așa să fim în lume un reper pentru toți cei din jurul nostru. Aceasta este cu adevărat separarea de lume. Când tu ești un model pentru cei din jurul tău, tu ca părinte tu ca mamă, ca tată, ca dascăl, ca învățător, ca om de stat pe un pământ pe care te-a lăsat Dumnezeu. Și atunci, ce avem de făcut? Ultimul cuvânt din Filipeni, îndemnul pe care îl dă Sfântul Pavel, foarte frumos. Puțin putem să spunem acest lucru, că pot să ne urmeze ucenicii. Dar avem toți de făcut, toți, un lucru. Auziți ce le spune El. Și acestea îmi sună mie și ție. Și celor care vor veni după noi. A căror, cum am spus, istorie, o scriem și noi. Câte sunt fraților adevărate? adevărate. Citeți din Filipeni, capitolul, 8, versetul, capitolul 4, versetul 8 și 9. Câte sunt adevărate, nu câte sunt minciunoase. Câte sunt de cinste, care îți dă demnitatea. Câte sunt drepte, nu ambigui. Câte sunt curate, nu imorale. Câte sunt de iubit. Câte sunt cu nume bun. Orice laudă, la acestea auziți să vă fie gândul. Adică, la acestea să ne fie meditația? Adică, meditarea noastră, cugetarea noastră, subiect de meditație și de reflexie pentru fiecare dintre noi. Atunci, să știți. Pământul, Istoria, țara aceasta și lumea va arăta altfel. Vă mulțumesc!